Sunt oameni care nu au mai fost la stand-up? Da. Eu știu unul cel puțin în sală care nu au mai fost la stand-up. N-ai mai fost? Și ai râs. Frumos. Cum? Să rămână. Mulțumim. Eu am un pic de emoții față de oameni care nu au mai fost, că mă întreb dacă ei nu știu că e cu pul. Și am și primit o confirmare în seara asta. Cum? Da, asta întreb. Dar e important că am pățit. Mamă, cât am pățit de-a lungul timpului. V-am zis, stand-up de 11 ani. Și am avut o perioadă în care fac anise de vreo 10 ani, 9 ani, nu știu de când, de mult. Și au avut anise în momentul ăla de la România au talent, că veneau foarte mulți oameni care au văzut la televizor. Dar ei nu știau exact la ce vin, că stand-up nu era deloc popular. Și veneau ca la un eveniment cultural. Îmbrăcați la costum să asculte comedie românească. Și eu stăteam 40 de minute înainte ei și spuneam glume despre futut. Îi vedeam cum se țin de inimă mulți. Mă gândeam, dacă nu moar nimeni nici turneul ăsta... O venit o doamnă mai, nu știu, că avea vreo 50 de ani, nu știu, mai în vârstă oricum, după un spectacol, bă, băiete, foarte frumos, vreau bani înapoi. Păi, de ce, doamnă? Pentru că nu a fost cum am așteptat eu să fii. Păi, cum v-ați așteptat să fii? Eu am crezut că o să fii un fel de Stella Șarșnel. Dragă doamnă, și eu când am fost prima oară la Curvi, nu a fost cum am așteptat eu să fiu. Că eu am crezut că aia sare din lustră la mine în pulă, se învârte ca elicea, zboară pe geam. Dar nu m-am dus la pește și am să le dăm bani înapoi ca să nu elicopter. Nu, dar aia vrea ca la Stella Șarșnel și ca să fii ca la Stella Șarșnel, i-am vândut o cremă pentru reumatism. I-am făcut și dansul, vreau să trăiesc mai mult. Vreau să nu mai strănut. Hai, 9,60 lei. Hai. Am avut în Alexandria un spectacol acum ceva timp și aici era undeva, era un restaurant, era o lumină, îi vedeai pe toți. Și undeva, cam cred că unde e camera, poate un pic mai departe, era o doamnă în capul mesei, așa îndreptată, toată spre mine. Dar era în vârstă, era 80 toți ani, nu știu, era la Doamn Bălsămari, măsa lui Iliescu sau nu știu, era cel puțin de vechi, la fel de vechi ca pământul. Cred că a existat ea și s-a format pământul în jurul ei, nu știu, era... Bă, și vă jur, doamna aia, tot spectacolul, numai expresia asta o a avut-o pe față. Odată nu o clipit, că mă și uitam, cum dracu reușești, bă? E surdă, nu-i bate faza lungă, ce... Bă, și ca comediant ești prost că-l vezi fix pe la care nu râdi, bă, ești. Bă, și o văd așa un pic cu coada ochiului, dar nu zic că la următoarea glumă. Mai zic vreo două glume, nu o râd. Bă, hai să bag o leac mai multe energie, să înceapă să râdă și ea. Bag mai multe energie, ia nimic. Zic, hai să vorbesc un pic cu oamenii. Bă, încep să vorbesc cu oamenii, oamenii râd mai tare, ia nimic. Bă, încep să țip o leac la ei, oamenii râd și mai tare, ia nimic. Bă, mă iau de ei, râd tare toți, mi se umflă venă pe gât, țip tare. Ei râd, zic, cacă pe ei, nimic la ea, mi se înroșește fața, burlu pe acolo. Oamenii se cacă pe ei, nimic. Mă sperii și strigi, bă, fut una, poate a murit. Din partea alții au zis, nu așa au prins-o în ghețu! Și în caz să-mi pot continua spectacolul, am zis, lasă-mă că ierde pentru acasă. Ia acum în magazinează și acasă-i... Și când am ajuns acasă, mi-am dat seama că nu i-a plăcut spectacolul, când mi-a lăsat un comentariu. Am cunoscut-o pe față. Mi-a zis, Serghei, ești nesimțit că ai vorbit doar despre pulă. Eu abordasem ușor și acest subiect, într-adevăr. Dar am o teorie. Eu cred așa, eu cred că doamnele care au o problemă cu pula la spectacol cam au o problemă cu pula în general. În sensul că nu primesc. Cum pot eu să râd la ceva ce n-am mai văzut din 64? Într-un fel are și logică că dacă eu sunt în deșert, nu mai pot de sete și tu îmi vorbești doar de fântână. T-aș futu-ți gâtul, mătii. Dar în același timp trebuie să știi și la ce ai venit. Îți asumi că nu mă duc la un concert de rock și urlu. Hai mâncați, aș nu vin salam? Nu vine, e altceva. De asta am întrebat dacă n-ați mai fost la stand-up, că na, dacă ai văzut doar la televizor sau pe net sau așa, bă, totuși ar putea să fie diferit. Că, totuși, aici e caz de cultură, e extraordinar. Dar dacă facem stand-up... Ei, nu știu ce am zis, că nu știu.
Aici chiar e mișto, nu îmi place. Avem scenă, avem public, avem lumini. Dar dacă mergem la un restaurant, unul... ciorba asta intră într-un colț din căperi, o ușă în spate, unul trage apa, că e ușa la WC-ul. Altul... cu furculițele și vii cu așteptările la umor unde se întâmplă. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Mihăiță. 5.000 de oameni aplaudă, lumini extraordinare. Se întâmplă, bă, băiatule, spui, Doamne, ce extraordinar o să fie. Și când vii, na, din nou, aici e superb. Dar în alte părți. De asta zic, dacă n-ai mai fost, s-ar putea să fii surprins. Dar, e diferență mare între stand-up-ul de la televizor și la din baruri. Foarte mare. Enormă. Deci, știți cum e? Diferența dintre stand-up-ul de la televizor și ăsta din baruri e ca diferența dintre... sexul din filmul de porno. Și ăla de acasă. Îi un pic de diferență, nu? Doar foarte puțin. Nici nu se observă, nu? Că ați văzut cum e în filmele alea, că toate femeile au așa un bronz perfect pe tot corpul, câte 4 kg de țăță în fiecare parte. Îți perfect aranjate, superb machiate la 8 dimineața când se trezesc. Efectiv, ele au un licurici care le machiază în timpul nopții. Hai să ți fac frumoasă, ții nici nu-ți puti gura dimineața, hai! Să trezesc așa frumos, merg somnoloasă să-și fac o cafea, se întâlnesc întâmplător cu iubitul care îi pula goală pe hol, bă, și trag un futai, dar rămâi toată casa, ați văzut? La ei futaiul și renovarea. Eu ăla e și futaleu și renovator. Ca așa pățiți și voi, dragi bărbați, nu? Vă treziți cu ori înaintea prietenii și stați cu pula sculată în fața ușii, așteptați, nu? Și dacă ies nemachiat, îi fut și o palmă în pispi ochi, adică, alo! Da, tu n-ai avut licurici, că am avut, ia uite-mă! În realitate nu e așa, n-are bronzul perfect, mai are două coșuri pe bucă, un fir de păr în cur, când o bagi din prima nu intri că tu ești prost, în timpul fututului te iau cârcei, te doare un coi, te și panichezi, măi, oare am hernii sau piatră la rinichi? Îți moare pula că-ți amintești că ai fost un șoblan mort pe stradă, șobolanul ăla mai mare ca șobolanul tău. Iar migrenii, lasă-mă că muri Hoze Armando, n-am chest, mă fut în seara asta. Nu-i nimica. Ați văzut cum zice Gabi, bărbații din filmele alea, ați văzut că au niște cozi de sapă, nu știu să alea. Că eu când am văzut prima oară una de ce, m-am gândit, bă, ăsta bate nuci cu ea. Deci eu intrat în un cameră cu ata mădărângă, m-am uitat la el cu milă. Am zis că uite mă, săracu, e handicapat. După aia m-a intrat unul pe așa, mă, și ăsta e handicapat, mă. O fi fiind cu handicapați. Trebuie să donezi niște bani, că mi-e și milă. După aia m-a intrat încă vreo trei după primii doi, la fel de tot așa, acolo m-am blocat, eu mi-a patinat creierul. Că am zis că ok, ceva e greșit, că dacă așa e normal, înseamnă că handicapat o să iau aici. Dacă așa trebuie să arate, înseamnă că mi-i lipsește o parte din corp. Unde e restul de metru de pul care mi se cuvine? Că ați văzut, mă, că aia nu-s normal, că dacă suori, n-am nevoie de baston să ghidează cu ea. Dacă te fut capră, n-ajungi să te prinde de păr. Nu le ajungi mâna cât le ajungi mădărânga. Eu vă zic sincer, dacă aveam pul de aia, mie nu mai era fec de maidanez. Mă, ar putut... Dacă românii aveau pulile alea, prin noi nu mai vădau turcii. Nu mai aveam cetate, eram cu pulii de-ați, hai! Păi nu fugeau toți rupți în cur? Bă, și pe lângă faptul că au dita maicioata, ați văzut cu ce intensitate poate să fută oamenii ăia? Că toți așa. 4 ore! În continuu! Cum e posibil să fut în hală la 4 ore și să nu mori? Că dacă eu fut așa 7 minute, leșân! Dar ce-i că-i mult 7 minute? Că dacă te pun capru și după 3 minute ai să-ți ceva pe spate, eu nu mi-am dat drumul, mi-începe să-mi curcă sânge de nas. Ați văzut, mă, femeile alea cât de bine se înțeleg cu mădărânga? Bă, când o văd... când o văd, mi s-a prind un bec în ochi, ați văzut, uai, pură!
De asta vreau, dă-mi coa! Unde există femeile alea? Că în realitate nu-i! Că ați văzut, intră un amititic într-o cameră de 600 lei, tăți dezbrăcați, ai un loc să ia la fugă, cum ar face orice femeie să-mi toasă la cap, aia e, auleu, de-a treaba mai aici, stai! Și acolo începe munca și se bat cu balaurul, și trag de ea și zucă la lancoaie, și o iau și o... O bagă și până în stomac, ați văzut? Că ei n-au zona asta decât când o bagă în gros cap la vale. Curge pula capa pe burlan. Că măciuca din negru e făcută să te învățesc cu gastrul în stomac, nu? Ca lingua roală, parcă nu este că în gulaș. Toate sunt închistoare de săbii, nu? Că așa e și în realitate, nu? Nu! Că hai să fim sinceri, în realitate, dacă ți-o pupă să-ți pui sărul mâna. Că în realitate sunt toate... Și putii, băi, omule, da. Ai fost la pescuit când miroase la pește, da? Mă ustur ochi, păi tai geapă, să-mi fac, da. Păi, dar-i pulă sau pizza, că-i ciucu și pierd și cu brânză. Hai, dacă o suși, te duci la mare, hai. Hai, dar la mare în Grecia, da? Că pentru Costinești, zici, mă, dar nu suși pula asta. Vă mulțumim din toată inima, oameni dragi! Ați fost extraordinar, Târgu Neamț! Încă o dată vă rog aplauzul pentru Eduard Moise, pentru Gabriel Dumitriu, pentru Anisia Gafton! Eu am fost Serghei, voi ați fost extraordinar! Seară frumoasă, Târgu Neamț! Mulțumim mult!